Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Am mai început de mult așa videoclipul arătând asfaltul, dar astăzi vreau să vă spun că va fi un videoclip bombă. Și uitați, dacă vreți să vedeți și această mașină, prețul cerut și foarte bine în detaliu, vă rog să rămâneți până la sfârșitul videoclipului. Deci, să începem cu prima mașină, care este un Mercedes CLS din 2017. Mașină care mie îmi place foarte mult. Uitați, are și aici un mic bumper. Foarte frumoasă. Jențile sunt foarte frumoase. Unica problemă ar fi această zgârietură. Dar în afară de asta m-am uitat la mașină și n-are prea multe semne de uzură. Unica problemă sunt jențile. Cum puteți vedea, și asta este un pic zgâriată. Asta este unica problemă la mașină. CLS 350 diesel. Foarte, foarte bine arată. Vine cu senzor de parcare față-spate. Na, asta e nasol, care așa la roți, dar na. Înăuntru, din păcate, nu se vede prea bine spate, că este mizerie, dar vă arăt mai bine în față. Vine cu senzor de parcare față-spate, clima automată pe 4 zone, oglinzi și geamuri care se legează electric, geamuri electrice, da. Na, și are tot ce-i trebuie, este automată. Arată foarte, foarte bine mașina, în afară de roți, dar astea cred că poți să le faci cu lucii din ăla, deci nu cred că este o problemă prea mare. Vine cu farul cu LED, Final Edition, este diesel automată, 4x4, deci înăuntru poți să... Este un buton pe care să alegi dacă să o pui 4x4 sau să fie sport. Deci super, super, super. Deci, cum am zis, este un Mercedes-Benz CLS Shooting Brake. Deci nu este berlină. Este din 2017. Are 126.000 de kilometri la bord. 258 de cai. Și prețul cerut este de 27.700 de franci. Aici mai avem un Nissan Qashqai. Modelul actual este din 2012. Da, îmi plac foarte mult jențile, trebuie să spun. Qashqai-ul ăsta nu vine cu atâtea dotări. De exemplu, nu are senzor de parcare nici în față, nici în spate. Nu are nici oglinzi. Adică, după aia o să vedeți ce vreau să spun despre oglinzi, da? Înăuntru nu se vede prea bine că sunt roțile de vară. Dar nu, în afară de geam electric în spate nu are nimic. Așa arată în față, deci ca și dotor vine cu 4 geamuri electrice, clima automată pe 2 zone, comenzi pe volan și cam atât. Ceea ce vreau să spun despre oglinzi este că are semnalizatorul aici și nu pe oglindă. Ca și la Qashqai-urile mai noi au pe oglindă. Dar na, asta nu este chiar așa o problemă. Mașina este diesel. Vedeți, scrie mare diesel. Și aici este lista. Deci este Nissan Qashqai din 2012. Are 130.000 de kilometri, 110 cai, iar prețul cerut este de 6.900 de franci. Aici mai avem un BMW X5 din 2019. În videoclipul care l-ați văzut săptămâna trecută, am prezentat un BMW X6. Asta este X5. Vine cu senzor de parcare pe spate. Mașina arată foarte bine, numai o mică zgârietură pe aripă. Și una aici. Dar în rest, mașina, trebuie să spun, arată foarte...
foarte bine. Așa arată înăuntru, dar nu prea vedeți în spate bine. Uitați, vă arăt în față. 4 geamuri electrice, este automată. Are tot ce-i trebuie, de fapt, ca restul mașinilor. Este X-Drive. Clima automată pe 4 zone, da? Da. Are farul cu LED. Uitați, asta este zgârietura pe aripă de care vă ziceam. Asta sunt dotările, diesel automată 4x4. Iar aici avem datele. Deci este un BMW X5 din 2009, are 19.100 de nu, 191.000 de kilometri, scuzați, 286 de cai și prețul cerut este de 10.900 de franci. Și aici, ca și penultima mașină, scuzați, înainte de Ferrari, avem un Smart Fortwo din 2016. Este o mașină foarte, foarte micuță, drăguță și eu zic că arată foarte bine în afară de zgârietura asta. Aceasta este unica problemă. Și arată înăuntru, vedeți, culoarea este foarte particulară, vine cu două geamuri electrice, din păcate nu are climă, asta este un minus într-adevăr. Deci, este un Smart Fortwo din 2016, 78.000 de kilometri la bord, are 71 de cai putere, iar prețul cerut este de 8.900 de franci. Aici scrie 8.800, dar este 8.900 de franci. Iar acum sunteți pregătiți, avem Ferrari, foarte frumos. Vi-l arăt imediat. Avem aici, fraților, un Ferrari F360. Mașină foarte, foarte, foarte frumoasă. Și prețul nu este chiar așa de înalt cum credeam eu. Trebuie să spun că mașinile în Elveția acum, sigur, văzut, costă foarte mult. Dar asta trebuie să spun, are un preț decent mașina. Este și veche, este din 2004. Deci este și veche. Uitați motorul cum se vede, ce fain. Super, 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 super. Foarte frumos, foarte frumos arată. Uitați aici gurile de aer. Și arată înăuntru, uitați ce joasă este. Este cabriolet. Și pentru o mașină din 2004 n-are nici măcar o zgârietură. Cred că asta a ieșit doar duminică cu ea. Sau nu știu. Deci are două geamuri electrice, nu bine, dar arată foarte, foarte fain. Scaune din piele, sport, volan sport, climă, radio, are tot ce-i trebuie. Cum vedeți, uitați ce schimbător are, deci super, super. Este automată. Mi-e place foarte, foarte mult. Vă rog să-mi scrieți în comentarii ce credeți despre acest Ferrari F360. Deci este Ferrari F360. Modelul este din 2004, este Spider, cum am zis. 78.000 de kilometri, care este puțin. Deci, cum am zis, ăsta a ieșit numai duminica cu mașina asta. 400 de cai. Și prețul cerut este de 5.500, mai place mie să fie 5.000. Deci, un preț bun, să zicem așa. Bineînțeles, aveți prețurile în euro jos în comentarii, în descriere, scuzați. Da, și cam astea au fost mașinile de astăzi. Asta zic că este cea mai frumoasă mașină. Da, și să mai scrieți în comentarii ce mașini să mai prezint. Și am să le caut pentru voi. Aici este mizerie, nu zgârietură. M-am speriat, am crezut că e zgâriată, dar nu. Și eu am fost Alex05. Vă rog frumos să vă abonați la canalul meu.
și să dați un like. Și cam asta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. La revedere!